Joi 5 martie, la sediul PNL Călăraș, într-o conferință de presă, președintele Daniel Ștefan Drăgulin a anunțat faptul că în alegerile locale din vara acestui an vor candida pe listele PNL 4 noi primari de la PSD. Este vorba de primarul comunei Vasilați, Lucian Vasile, primarul comunei Tămădău Mare, Constantin Chirică, primarul comunei Ștefan cel Mare, Nicolae Pandea și primarul comunei Lehliu, Ionuț Stan. De asemenea, în cadrul conferinței au fost prezentați și candidații pentru primăriile din Fundulea și Unirea. Aș vrea să încep cu prezentarea noilor colegi care s-au alăturat echipei PNL și am să iau un tur de aleatorie pentru că așa mi se pare corect. Și o să încep cu doamna Mătălina Ubadă, candidata noastră pentru funcția de primar în orașul Fundulea. De asemenea, domnul Vasile Lucian, candidatul nostru, primarul în funcție în comuna Vasilați. Domnul Stan Ionuț, primarul comunei Lehliu Sat. Domnul Chirică Constantin, primarul comunei Tămădău. Domnul Nicolae Pandrea, primarul comunei Ștefan cel Mare. Domnul Bălteanu Ciprian, candidatul nostru la funcția de primar în Comuna Unirea și, în ultimul rând, domnul Ciprian Pandrea, colegul nostru de mai mult timp, care îl prezentăm și într-o nouă postură de membru cu deplin al Partidului Național Liberal. Acum aș vrea să vă întreb, dacă vreți să începem cu întrebările, dacă nu, să mai vă spun câteva cuvinte referitor la guvernarea PNL. Știți foarte clar că în aceste zile, comisiile de specialitate ale Parlamentului se discută nominalizările pe care Partidul Național le-a propus pentru funcțiile de ministru. Ca o concluzie, de faptul că marea lor majoritate au vot negativ, asta dovedind încă o dată poziția pe care Partidul Social Democrat o are privind organizările pe care noi le-am făcut, și a faptului că se încearcă ca aceste valori al propunerii pe care noi le-am făcut să țină cât mai mult, astfel încât să depășim perioada în care noi să declanșăm alegerile anticipate.